Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce să înțelegem din decizia de ieri a instanței, din momentul de ieri? Și noi ca jurnaliști suntem curioși și am mers la familie acasă. Până la urmă e dreptul lor să vorbească și este responsabilitatea noastră să-i ascultăm. Ei sunt cei care au pierdut copiii și nu numai. A fost a treia oară când colega mea Mirela Neagă a mers la Sinaia, la familia lui Alexandru Hogea, una dintre victimele de la colectiv. Alexandru Hogea a fost un tânăr de 18 ani, din Sinaia, intrat în primul an de student la automatică în București, dar care n-a mai apucat să primească vreo notă. Carnetul de student la automatică este gol și păstrat acasă de familie. A treia oară a surprins Mirela, colega mea de la Libertatea, și a publicat astăzi reportajul. Am mers împreună cu o jurnalistă tânără, Adea Chiroiu, care a filmat. În general, noi jurnaliștii, când mergem să realizăm reportaje, contextualizăm, încercăm să oferim un decor mai larg, un peisaj uman al întâmplărilor din jur. În cazul ăsta, Mirela și Ada s-au oprit din această încercare și pur și simplu au decupat trăirile și reacțiile familiei și le-au oferit cu franchețe, așa, și absolut direct publicului. Pentru ca oamenii să știe cum reacționează o familie, inclusiv Vlad, exact cum ai spus tu, când au văzut declarațiile primarului Piedone. El a spus, citez, primarul: dacă părinții mă consideră vinovat, așa să le ajute Dumnezeu. Moment în care Narcis Holgea, tatălui Alexandru, a încremenit și a apucat să spună doar ne-a blestemat, nu? A tăcut câteva secunde și a revenit. Deci ne-a blestemat, nu? Asta e sensul. Și da, ăsta este sensul. Și nu este primul condamnat în situații de corupție sau de grave consecințe asupra vieții oamenilor care blesteamă. Irena Udrea, ea însă și-a blestemat, vă aduceți aminte, ascultătorii Europa FM, își amintesc cu siguranță. Irena Udrea, la anteriorul termen al procesului, nu Gala Bute, cel care a făcut-o să fugă din țară, cel care este judecat pentru campanie electorală, a blestemat judecătorii. Ceea ce e în linie cu ce au făcut oamenii ăștia până la urmă, pentru că ei practic au făcut o politică voodoo în țara asta, de vrăjitorie. În momentul în care n-a mai ieșit vrăjitoria, au operat la aceleași instrumente, practic. Până la urmă, primarul Piedone ce a făcut? El a dorit suferința, asta a făcut, nu mai sunt declarațiile lui, celor care și-au pierdut copiii, iar unii dintre cei care și-au pierdut copiii, i-au pierdut pentru că au avut încredere în autorități, de fapt, printre care inclusiv primarul din acel moment al sectorului 4, intrat în închisoare în calitate de primar al sectorului 5, ceea ce e funcția lui. Da. Exact. Până la urmă, ce mai... Ar mai fi ceva interesant de zis, că din declarațiile astea care au fost reflectate în bună măsură cu foarte multă simpatie, că nu doar cei 20 de oameni care au fost acolo simpatizanții lui l-au aplaudat, și până și media, ca să... O parte a media e clar că a continuat procesul de propagandă al primarului Piedone, care ne-a și anunțat că va continua propaganda de pe Facebook din penitenciar, a spus omul. Asta ne-a invitat pe noi jurnaliștii să plecăm din țară. Pentru că, citez din nou, mai bine slugă în altă parte decât în genunchi în țara ta, spune primarul Piedone, mesaj explicit către jurnaliști. Acum, eu mi-am amintit de ceva ce am auzit din gura băiatului jurnalistei asasinate în Malta, acum 5 ani de zile. Care investiga fapte de corupție și a fost aruncat în aer de mafie. Cu mașină, cu tot în fața casei, da. Da. Adică Daphne Caruana Galizia a fost asasinată într-o explozie care a distrus-o și pe ea și mașina, și a lăsat în urmă o țară din mijlocul Uniunii Europene pur și simplu șocată ca și ce poate întâmpla. E, băiatul său, Matthew Galizia, povestește că la 5 ani după moartea mamei sale, în continuare, ei încearcă să o compromită. Pentru că nu e suficient ca cineva să moară, pentru ca oamenii care, politicienii sau acoliților sau oamenii vinovați pentru corupție sau cei condamnați
să triumfe. Nu. Ei continuă să murdărească memoria celor care au deranjat într-un fel sau altul și care sunt morți în cazul victimelor de la colectiv. Sau să blesteme familiile. Sau să invite jurnaliștii să plece din țară pentru că au nevoie de asta. Ei au nevoie de legitimitatea existenței lor în închisoare sau în continuare pe scena politică, cum ne-a anunțat primarul Piedone că se va întoarce, tocată pe Facebook, dar se va întoarce și fizic a anunțat, da? Au nevoie, dar pentru ca ei să existe, pentru e nevoie ca noi să fim murdăriți. Da, pentru ca nu care cumva astfel de evenimente traumatice să schimbe într-adevăr societățile care în acest fel să înțeleagă cum funcționează mafile și să respingă mafile. De asta. Da. Exact. Bun, exact. Acum te-aș întreba dacă e să ne întoarcem în timp, în urmă cu cât sunt 6 ani și jumătate, da? În toamna târzie a lui 2015, începutul lui 2016, atunci au fost luni complicate pentru România, s-a ieșit mult în stradă, a demisionat un guvern și atunci mulți observatori, printre care și eu recunosc, au spus că acel șoc traumatic teribil al dezastrului de la colectiv, care a arătat că atunci când nu îți faci treaba, până la urmă poți să omori oameni, da? Deci mulți observatori au spus că șocul acela va fi schimbat pentru totdeauna societatea românească. Acum, Cătălin, dacă privești după aproape 7 ani momentele acelea, cum le vezi din acest punct de vedere? Adică s-a schimbat societatea sau iar m-am păcălit? Ne-am păcălit în privința vitezei de schimbare, însă cred că nu ne-am păcălit în privința rezonanței din societate. Cred că undeva acolo, știți cum se schimbă în experimentele fizice, când intră într-un anumit de vibrație, ea se extinde și rămâne acolo, chiar dacă vibrația e mai slabă, de exemplu, da? În societatea românească, vibrația asta există. Și ea l-a făcut până la urmă pe primarul Piedone, odată să demisioneze și după aproape, după 6 ani și jumătate, cum ai spus și tu, să intre în închisoare. Deși el era din nou primar. E subțire, e slabă, e vulnerabilă, e firavă această vibrație, dar ea există în continuare. Și nu numai că nu vom pleca din țară, nu numai că nu vom sta în genunchi, cum ne invită primarul Piedone, dar vom continua cu multă rațiune, cred eu, și calm până la urmă, da, să ne facem treaba. Pentru că deocamdată el este în închisoare și peste scurt timp, probabil, 2-3 ani, Dumnezeu știe când, va veni și va spune judecătorilor ca să fie liberat pentru că el consideră că și-a ispășit pedeapsa și a înțeles din ea. Da. Nu trebuie uitat că el a intrat în închisoare spunând că este nevinovat și că nu recunoaște, practic, justiția semenilor lui, până la urmă, da? Justiția statului român, asimilată ca un bun public. Asta e justiția într-o țară democratică. Deci nu plecăm, nu îngenunchem și continuăm să ne facem treaba. Și noi și, din păcate, ca să spun așa, și familiile care nu pot decât să se mire și să spună asta. Pentru mine asta e citatul zilei. De la Narcis Hogea, tatălui Alexandru, unul dintre oamenii morți atunci, când a auzit ceea ce a spus primarul Piedone, s-a întrebat, fără să rostească nicio insultă, fără să pună vreun atribut, a spus doar, ne-a blestemat, nu? Ne-a blestemat. Da. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare. Astăzi, de la 1 și un sfert, Cătălin Striblea vă invită la o ediție specială România în direct, dedicată evenimentelor de atunci și sentinței de ieri. Poate că, pornind chiar de la aceste întrebări, ce reprezintă până la urmă, după aproape 7 ani, șocul colectiv pentru societatea românească, ce am învățat din asta și dacă cumva societatea s-a schimbat. Dacă noi ne-am schimbat și am început acum să acceptăm mai mult că trebuie să fim corecți în fiecare clipă sau dacă, iată, și acest șoc traumatic a trecut peste noi. Deci urmăriți-l și pe Cătălin Striblea de la 1 și un sfert astăzi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.